una din localitățile de seamă ale județului Telorman, așezată în mijlocul triunghiului imaginar Alexandria-Zimnicea-Giurgiu, aproape la jumătatea distanței față de fiecare din aceste orașe, cu o înfățișare impunătoare a caselor, cu oameni gospodari, este și comuna Bragadin. De-a lungul vremii, comuna a dat oameni de seamă care au făcut cunoscut numele comunei nu numai în țară, dar și peste hotare. Gheorghe Popescu Bragadin, fost învățător al lui Zaharia Stan, care în 1910 a înființat prima societate muzicală la Alexandria, frații Gogu și Mitică Ciulică, foști ofițeri în armata regală, profesor universitar dr. Valeriu Popescu, doctor pediatru, bursier la Stockholm, președinte al Asociației Medicale Române, membru al Societății Internaționale de Neurologie Pediatrică, cu peste 1000 de lucrări publicate în țară și străinătate. Profesor universitar dr. Anton Năstase, vicepreședinte al Societății de Geografie din România și președintele secției de cartografie, actorul Ion Petraru Zizguliță, mulți profesori, ingineri și economiști, director de mari întreprinderi, precum șantierul naval Turnu Severin, combinatul siderurgic Galați, fabrica de lumânță Alexandria. Printre ei și frații Bazavan. Gogu, trimis la seminar să vină preot în sat, dar urmează și conservatorul, ajungând compozitor, și Ionel, trimis la școala de învățători. Ionel Bazavan s-a născut la 22 iunie 1924 la Bragadiru, an în care apare noua lege a învățământului, prin care învățământul primar devine obligatoriu și gratuit. În istoria comunei Bragadiru, anul 1924 este marcat prin participarea viitorului prim-ministru, la vremea aceea ministru de externe, Ighe Duca, la inaugurarea școlii numărul 2, în sat, existând doar o școală cu etaj construită în 1834 de proprietarul moșiei Bragadiru, Mihail Tumba. În același an, satul Roiba, sat ce se înfiripase în partea de sud, formată din insulăței, este asimilat la comună, fapt ce duce la creșterea numărului de locuitori. Al cincilea copil al familiei Tudora și Anton Bazavan, Ionel, a copilărit în satul natal pe malul râului Vedea, unde mergea deseori cu vaca la păscut, iar în zilele de vară, când nisipul fierbinte ardea picioarele, era la scăldat. Primește acasă o educație aleasă, iar după absolvirea școlii primare, cu rezultate la învățătură foarte bune, părinții încearcă să-l înscrie la o școală militară, dar este respins datorită înălțimii și greutății necorespunzătoare. Având de exemplu și sprijinul fratelui mai mare Gogu, ajuns compozitor, și ale Caterinei, sora sa, studentă la trei facultăți, matematică, conservator și farmacie, în anul 1936 se înscrie și susține examenul de admitere la cea mai performantă școală normală a statului, Școala Normală de Băieți pentru Învățătura Poporului Român, din București, locație unde astăzi se desfășoară activitatea Facultate de Teologie Justinian Patriar. Promoția de elev 1936-1944 a Școlii Normale pentru Învățătura Poporului Român a avut anumite particularități. Procesul de pregătire fiind influențat de evenimentele politice, sociale și economice generate de al doilea război mondial, la care s-a adăugat și distrugerilor provocate de cutremurul din 1940. Pregătirea de cultură generală, pedagogică și metodică, ca și pregătirea practică, a fost asigurată de un corp profesorat bine pregătit, între care amintim la limba și literatura română pe Ion Popescu și Traian Comunescu, istoria, Aurel Sace Împoțeanu și Ion Ionașcu, matematică, Constantin Lăbănescu, geografie, Aurel Dobrescu și Constantin Izbașoriu, psihologie, Ionel Geantă. Calitatea pregătirii profesionale a fost confirmată în timp, mulți absolvenți ai școlii devenind profesori universitari, cercetători, specialiști în diferite domenii. Datorită războiului, examenul de absolvire a reluat în martie 1944, absolvenții acestei promoții fiind imediat incorporați și trimiși la școala de ofițeri în rezervă la Inou, lângă Arad, în vederea pregătirii ofițerilor normaliști pentru front. După război, în toamna anului 1944, spre marea dezamăgire a părinților care îl doreau învățător în sat, Ionel renunță să devină învățător și, probabil urmând sfatul fratelui mai mare, se înscrie la Academia Regală de Muzică a Conservatorului, pe care Gogu, compozitorul Gheorghe Bazavan, îl absolvinse în urmă cu câțiva ani. Are ca profesor, printre alții, pe Mihail Jora, Ion Dumitrescu, Vasile Popovici. În 1945, asemenea multor absolvenți de școală normală, se înscrie la liceul Alexandru Ghica din Alexandria, unde susține diferențele pentru obținerea diplomei de bacalaureat,
fapt ce îi permite înscrierea în învățământul superior. După absolvirea anului 2 la conservator, face cerere, se retrage și urmează cursurile facultății de textile nu înființată, iar după absolvire în anul 1949, este numit asistent universitar în cadrul facultății. Elev la școala normală, apoi student, în vacanță Ionela din Jacolo, Bisericii Sfinții Gheorghe din Bragadiru, înființat de fratele său Guru. În cor la acea vreme, este vorba de anii 1946-48, făceau parte printre alții Popescu Gheorghe, Gogu, viitor învățător și profesor de muzică, Leordeanu Marin, Dinică, viitor profesor de muzică, Ivan Marin, Miuș, viitor învățător, Ivan Maria, viitoare învățătoare, Bazavan Maria, viitoare firică sora cea mică, firică Dudică, bun tenor și viitor cumnat, Popescu Sile, Jaina Ștefan, Trandafirescu Marieta, Trandafirescu Georgeta, Crăciunescu Tudorina, viitoare învățătoare, Crăciunescu Elvira, Parasivescu Mihai, viitor învățător, Parasivescu Ioana, viitoare învățătoare, Cică, Ciulică și mulți alții pe care din păcate nu i-am putut afla. A cântat în corul de la Biserica Vergului din București sub bagheta viitorului rector al Conservatorului București, profesor Victor Giuleanu, și a fratelui său, compozitorului Gheorghe Bazavan, alături de viitorii mari compozitori Vasile Veselovski și Constantin Romașcan, viitorii mari soliști ai operei române, Cornel Stavru, Marcel Angelescu, Dorel Anastasiu, Alexandru Gruzuță, solist de romanțe și muzică populară și mulți alții enoriași. În 1953 preia pentru scurt timp de la fratele său, compozitorul Gheorghe Bazavan, conducerea corului. Când facultatea de textile se mută la Iași, renunță la post și se angajează ca inginer textilist, profesie ce nu poate ascunde erorile. Lucrează în cercetare la Echechim, fiind coautor la elaborarea primelor cartele de coloranți din România. Este numit șef serviciul secției tehnică în cadrul Ministerului Industriei Chimice și a lucrat ca inginer cel și director la Luceafărul Strigodava București. A făcut vizite de documentare și specializare în Ungaria, 1965, Anglia, 1967, Polonia, 1970, Cehoslovacia, 1971. Este coautor și autor al unor manuale de specialitate, publică multe articole de specialitate. A fost membru de onoare al Societății Inginerilor Textiliști din cadrul AGIR, expert consultant magistru al Societății Coloriștilor din România, reprezentant al firmei Sandoz din Elveția pentru România. Iese la pensie în 1987. Ionel, Ion sau Ionică, așa cum i-au spus prietenii, este trimis la școală să se facă învățător și să se întoarcă în sat alături de părinți. Însă după absolvirea școlii normale, urmează 2 ani cursurile conservatorului, apoi facultatea de textile. S-a căsătorit cu Nadejda Zagorodni, oficierea căsătoriei civile făcându-se la primăria Bragadin. Nu a avut. Plecat din sat, nu și-a uitat locurile natale, vizitându-și părinții, frații și soturile, cât de des timpul i-a permis, ajutându-i în momentele mai dificile, având crezul că tot ce dai în viață este mai valoros decât ce lași după moarte. Împreună cu soția a acordat un sprijin substanțial la construirea bisericii lumen din parcul Ioretan, asparcul Uza din București, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, cu sabie, unde anual sunt pomeniți ca și pitori ai bisericii Sfântului Ion și Nadejdea. Trece la cele veșnice în noiembrie 2011 la Alexandria, în vârstă de 87 de ani, fiind cel mai longeviv membru al familiei. Glasul pământului i-a poruncit să se întoarcă acasă, să fie mormântat alături de soție, părinți și ceilalți frați. În discuțiile purtate la Alexandria, unde își găsea liniștea sufletească și scăpa de singurătatea care îl măcina foarte mult de cel cu soției, filozofa îndelung despre durata scurtă a vieții, despre modul de a aduna lucruri și completa de multe ori că te leagă de lume ce-i dai, nu ce-ți dă. Cu câteva zile înainte de deces, a avut loc o remarcă ce nu poate fi uitată de cei care au beneficiat mai mult sau mai puțin de ajutorul lui. Să se uite fiecare în dreptul lui și să vadă ce am făcut pentru el. Cine a uitat, nu a meritat. Dumnezeu l-a chemat la viața veșnică, dar noi îl așteptăm de parcă ar fi puțin plecat și acum ar trebui să se întoarcă.
Thank you.